Suntem cu domnul Burean Vasile. O să vă rog în două, trei cuvinte să vă prezentați. Bună ziua, am 44 de ani, m-am născut în 1976 în Zalău, am locuit ulterior la Someș-Odorhei. M-am născut din părinți simpli, mama învățătoare, tata contabilă a tăpătoriatei din Someș-Odorhei. Am absolvit școala generală din Someș-Odorhei. Ulterior am absolvit liceul teoretic Gheorghe Șincai din Baia Mare. Apoi am intrat la UMF Cluj-Napoca, care l-am absolvit în 2002. Din 2003 am început să lucrez în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inițial ca și medic. Am coordonat activitatea în cadrul Unității de Primire a Urgenței aproximativ 2 ani. Ulterior am lucrat în cadrul Serviciului de Ambulanță în Sălaj. Am efectuat o specializare în domeniul pneumologie, iar din anul 2005 activez ca și medic specialist în cadrul secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău până în prezent. O să vă rog să ne spuneți de ce ați ales PNCCD, să candidați pe lista PNCCD. Am ales PNCCD-ul datorită faptului că PNCCD-ul reprezintă un partid de tradiție în România. Este bine cunoscută istoria din 1926, când s-au unit două partide conduse de domnul Mihalache și domnul Maniu, sălăjanul nostru. De asemenea, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat îmbină foarte bine liberalismul, social-democrația, ecologismul, punând în centrul atenției cetățeanul și omul, în primul rând, nu interesele de grup sau alte interese. Aveți tradiție în familie? Da, bunicul meu a fost în comuna Someș-Odorhei, a fost primar. De asemenea, părinții mei mi-au insuflat în perioada comunistă, chiar dacă părinții mei au fost comuniști, au fost obligați să fie comuniști, mi-au insuflat un sentiment de tradiție și de iubire al tradiției României și al românilor. O să candidați pe listele PNCCD la nivelul județului Sălaj. Care este proiectul principal cu care ieșiți în fața sălăjenilor? Proiectul principal cuprinde în special partea de sănătate, având în vedere faptul că în ultimii 30 de ani sănătatea a fost un pic omisă datorită faptului că fondurile necesare pentru sănătate și alocațiile care s-au luat de la persoanele, de la populație, au fost alocate în alte părți. Sper că începând cu aceste alegeri, aceste fonduri să fie în special alocate sănătății pentru a se putea dezvolta sănătatea așa și ajunge acolo unde îi este loc. Sunteți de foarte multă vreme în sistemul sanitar sălăjan. Ce lipsuri considerați că sunt? Lipsuri? Sunt numeroase lipsuri. În principal, lipsurile sunt viitoare la investițiile din domeniul sănătății, datorită faptului că cadrele sanitare au fost mult timp marginalizate, s-au încat o pată neagră asupra cadrelor sanitare datorită anumitor puncte de vedere ale cetățenilor. Sper din punctul meu de vedere să schimb această percepție a persoanelor și a cetățenilor asupra sănătății, să se îndreapte spre sănătatea sălăjană, nu mai fie nevoie să mergem pentru investigații și tratamente de specialitate, în special în județul Cluj. Și de asemenea sper din tot sufletul ca și colegii mei care au plecat în străinătate să se întoarcă înapoi, să putem duce sănătatea acolo unde este locul, acolo sus, să putem ajuta cetățeanul. Ce v-a determinat să candidați de pe lista de consiliere a PNCCD Sălaj? Trebuie avut în vedere faptul că Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat are o listă foarte bună din punct de vedere a oamenilor, adică îmbină foarte bine domeniul privat cu domeniul bugetar. Un lucru foarte important în domeniul nostru în momentul de față, având în vedere faptul că în domeniul bugetar trebuie să avem și investiții din exterior, ajutor foarte mult din partea celor care investesc în domeniul privat. Considerați că împreună cu propunerea de președinte la Consiliul Județean și cu ceilalți colegi veți reuși să faceți o echipă bună încât să creșteți nivelul de sănătate în județul Sălaj? Eu consider că da. De ce? Pentru că avem un reprezentant, un candidat la președinția Consiliului Județean care în domeniul privat și-a făcut foarte bine activitatea, părerea mea, a evoluat foarte mult, a dat foarte multe locuri de muncă în județul Sălaj, prin aceasta crescând și bunăstarea sălăjenilor. O altă întrebare, la nivelul Sălajului și la nivelul Zalalului, cum percepeți
noua echipă de la PNCCD? La nivelul Zalul, de asemenea, ca și la nivelul județului, cred că PNCCD-ul are o bună reprezentanță prin candidatul nostru la primăria Zalăului, pe domnul profesor Mureșan Alexandru, pentru care am o stimă deosebită, în special pentru cadrele din didactice, având în vedere faptul că mama mea a fost chiar învățătoare. Deci am o stimă deosebită și sunt convins că domnul Mureșan, dacă o să iasă, o să ridice nivelul Zalăului. Un mesaj cu care veniți în atenția slăjenilor, de ce să aleagă PNCCD și nu alte partide sau alți oameni? De ce să aleagă PNCCD? Am mai spus-o și înainte. Pentru că avem cei mai buni oameni, cei mai buni reprezentanți la nivelul președinției Consiliului Județean, la nivelul primăriei Zalău. După cum spuneam, sunt bine, foarte bine între ei privatul cu bugetul, cu bugetare. Și cred că PNCCD-ul, având în vedere tradiția și antecedentele, eu cred că PNCCD-ul o să reprezinte foarte bine populația și cetățeanul, în primul rând, nu o să reprezinte interesele de grup. Cred că trebuie votată o schimbare. În sfârșit, trebuie românul să scoate capul în lume și să spună ceea ce dorește, să facă ceea ce crede într-o democrație adevărată. Trebuie să învățăm din țările occidentale ceea ce înseamnă democrația și schimbarea.